Bună seara, dragii mei! Cei cu soare, lună, Venus, ascende, nodul nord în săgetător. Fac săgetătorul cu oarecare întârziere. Ar fi trebuit să fiți primii, dar am uitat. Îmi cer scuze că mai uit din cauza problemelor pe care le-am și eu. Am uitat care mi este obiceiul să încep petalarea cu sărbătoriții. Oricum, pentru cei cu soare în săgetător, vă doresc la mulți ani să aveți un an, să încheiați acest an cu bine, un nou an de viață, plin de creștere spirituală, de curaj și de energie, de spor, că a venit mama, eventual de spor în casă, Doamne ajută, e numărul 4 în casa 4-a. Și ce frumos, da, ce frumos, aveți și numărul 9, să leg un pic urările de cărțile pe care le aveți, să aveți abundența pe care v-ați dorit-o dintotdeauna, dragostea pe care v-ați dorit-o, wow, ce frumos, superb, să vă echilibrați masculinul și femininul, energia focul interior, vai, ce superbe. Să vă echilibrați și mintea și corpul și vă doresc să aveți parte de adevăr și să manifestați adevăr, curaj, pentru că sunt vremuri foarte intense și să faceți în așa fel încât să vă echilibrați toate aceste cărți minunate, atât pe pământ, cât și în rai. În ce sens? Că vreau să vă încurajez să faceți alegerile cel mai bune care vor trebui făcute anul ăsta și anii care vin și alegeri care vă garantează acest rai. Rai. Cum îl văd unii și alții nu comentez, dar vă doresc să aveți parte de rai la sfârșitul vremurilor pe acest pământ. Aș fi vrut să vă ofer niște bomboane, niște flori, dar aici nu am. Însă sper că aceste vești, aceste cărți să vă ofer o stare de bine. Energia generală pe care o veți experimenta, să zicem, luna aceasta și evident, poate ați început deja să o simțiți, poate urmează nu doar în decembrie și în ianuarie să o manifestați. Aveți mama. Ori sunteți mame, unele dintre voi care ascultați, ori legătura voastră cu mama trebuie întărită într-un fel sau altul, sau dacă nu întărită, trebuie restructurată. Rămâne de văzut ce cărți apar și cum veți înțelege mesajul pe care primiți, pentru că nu toată lumea are o relație minunată cu mama, sunt legături karmice dure cu părinții uneori. Casa patra. În casa patra să aveți creștere. Eventual, unii vă gândiți, nu știu ce să zic, acum cu copii, să faceți copii în această perioadă, mi se pare, ce să mai, un risc. Dar dacă aveți copii și sunteți mame, bucurați-vă de copii, bucurați-vă de acest statut deosebit, protejați-i. Și, repet, luați deciziile cele mai bune pentru sănătatea voastră și a copiilor. Și nu doar decizii care vă aduc abundență pe pământ, dragii mei, dar care vă păstrează integritatea, iar vorbesc printre cuvinte pentru cine vrea să înțeleagă, decizii care vă păstrează integritatea și vă asigură raiul. Abundența asta se poate manifesta și într-o altă stare, nu doar pe pământ, nu doar în cele materiale. La capătul setului de cărți, semn de pământ, iar aveți pentru unii. Dar ce frumos aveți numărul 9, numărul 9 care reprezintă casa 9 a spiritualității a lui Jupiter, a săgetătorului. Încercați și eu vă doresc, v-ați văzut, v-am urat abundență în tot ceea ce faceți, în creșterea voastră și creșterea voastră spirituală să vă aducă abundență, nu musai bogățiile materiale pe care unii oameni mai puțin evoluați le visează, le așteaptă. Interesant, precum în cer, așa și pe pământ, dacă așa simt această carte, dacă voi vă pregătiți abundența în cele de sus, vă veți bucura de abundență și aici pe pământ. Ideea este să nu vă fixați doar de pământ, doar pe pământ, pentru că nu la fel ce precum în cer, așa și pe pământ, nu precum pe pământ, așa și în cer. Aici este marea diferență și subtilitate. Vă concentrați-vă pe abundența voastră spirituală ca să vă bucurați de abundență pământească. Și această abundență vine cu o nouă dragoste, repet, pentru că am mai arătat odată cartea, o nouă poveste de dragoste pentru unii, poate un copil, ce să zic, din punctul meu de vedere e riscant, dar dacă vine, vine, asta e o minune de care trebuie să vă bucurați. Nu pot să zic că nu. Astfel de cupe înseamnă și dragoste față de voi. Asta pentru că vă doriți. Văd multe cărți care țin de echilibru, iaute, masculin și feminin, rai și pământ, doi ași, body și, da, corp și minte.
Toate reprezintă echilibru. Ce frumos! 10 de cupe, ce minunat! Dragoste, dragoste, ia uite, asul de cupe, asul de spade sau de aer, adevăr, dreptate, justiție și 10 de cupe. Dar astea toate le puteți avea, dragii mei, și abundența, starea de maternitate, energia feminină divină. Intrați unii dintre voi, să nu uit, pe această vibrație foarte înaltă, cei care v-ați făcut și arată cărțile, v-ați făcut lecțiile în ce crește creșterea voastră spirituală. Și aveți parte, repede, abundență și aici pe pământ, în aceste vremuri grele, într-un soi sau altul, da? Asta pentru că încercați, ați încercat din răsputeri să vă echilibrați. Repet, vă arăt toate cărțile, 9-9-9, casa nouă a lui Jupiter, al lui Săgetătorului. Ia uite, 2 ași, 10 de cupe de apă, care înseamnă fericire, binecuvântări. Dragostea divină vă binecuvântează, vă dezvoltați intuițiile, vă înfășurați într-o mantie emoțională sănătoasă, curată, da? Așa o simt. Pentru că aveți și minte. Ia, ce frumos, da? Ah, ce frumos, ce frumos, da? Deci aveți asul de cupe, asul de aer și la mijloc, minte și corp. Vă echilibrați energetic și emoțional și mental. Și asta e minunat, minunat, mai ales dacă reușiți în aceste vremuri atât de tentante și mai degrabă stresante, este. Și uite așa, reușiți să manifestați și latura voastră feminină, nu doar latura masculină, pentru că totuși sunteți semn de foc și focul. Da. În general, reprezintă masculinul, da? Sunteți o zodie duală, așa zic. Unii așa încearcă, unii să clasifice săgetătorul. Și asta e minunat, vă dă această posibilitate să echilibrați și plus și minus cei doi poli. Cei doi poli din voi. Frumos. Unde să pun cărțile? Le pun aici, ia să vedem. Ok. Din seria cealaltă de cărți pe care o să o folosesc la etalare, am vrut în mod special să se arate steaua. Iar un semn excelent, că tot se apropie, a fost și ziua voastră, urmează ziua voastră, unora dintre voi, steaua vă dă credință. Posibil că ceva soarele din această perioadă, poate chiar și eclipsa care vine sau eclipsele care vor veni, va ating niște stele în constelațiile voastre, în harta voastră natală. Și vă scot dintr-o stare de frig, de durere, de. Vă scot, se produce schimbarea, da? Cinciul ăsta ai venit pe diagonal. Cinci care, în general, înseamnă însingurare într-o relație, înfrigurare într-o relație, probleme financiare, dar cred că și sentimentale, pentru că apa se transformă în zăpadă, în gheață. Pe de altă parte, ne apropiem noi cu toții de un sezon în. Poate pe aici, pe acolo, am mai și fulguit prin anumite zone ale țării sau ale continentului. Ne pregătim de. Ah, ce frumos mesaj! Ne pregătim de Crăciun. Este steaua de Crăciun. Steaua în acest moment îl simt pe Iisus Hristos. Momentul de Crăciun cred că va fi special. Da, ieșim din săgetătorul european, dar este încă săgetătorul vedic, când vom serba Crăciunul. Însă, ce înseamnă stea? Înseamnă speranță, lumină în întuneric, la distanță. E o lumină care vine dintr-o altă dimensiune, dintr-o altă galaxie. Dintr-o altă galaxie primiți mesaje de credință, de echilibru, cum am arătat și cărțile mai devreme. Și aceste mesaje vă scot din starea de lipsă. Că nu aveți partener, că nu aveți aia, că nu vă aveți aia altă, poate nu aveți copil, poate nu aveți bani, poate nu aveți casă, poate nu aveți ceva, e o stare de lipsă, da? Începe să schimbați cinciu care oricum obligă la schimbare sau reclamă schimbarea, da? Și cartea a venit pe diagonal și zic că deja se manifestă această ieșire. Și pentru că avem totuși o fereastră unei biserici, eu zic că vă duceți către. Asta reprezintă săgetătorul mai devreme sau mai târziu. Cei cu planete în săgetător trebuie să simt această credință în tot ceea ce fac. Vă vindecați emoțional, mama, energia divină, amândouă sunt niște energii divine. Energia de Fecioara Maria și eu știu ce alte energii feminine la care vă gândiți voi, vă ghidează în această perioadă. Și nu uitați că, am zis, vorbind de Crăciun, în această lună vom serba Crăciunul,
și veți simți, veți conștientiza altfel maternitatea din punctul de vedere al energiei feminine divine care este reprezentată de Fecioara Maria. Nu a unei femei simple, pământene, da? Veți înțelege ce înseamnă să fii mamă chiar dacă nu ai copii. Chiar dacă nu ai copii. Dacă medita și un bărbat poate să înțeleagă acest concept dacă meditează la momentul nașterii lui Iisus. Ah, și să nu uit, dacă tot sunt aici, țineți minte că, sau sper să vă aduceți aminte când veți viziona filmele care sunt de obicei în această perioadă, că în momentul în care Iisus a născut în lume, a fost în acea lume, în acea locație, au fost niște vremuri foarte dure în care au murit copii, au fost omorâți copii și atunci pentru nașterea acestui nou spirit care se naște în unii dintre noi care ascultăm, dintre voi, Doamne ajută, acest spirit care urmează să se nască, se naște în paralel cu niște situații politice și spirituale foarte intense. Înțelegeți, nu vreau să fac politică, dar trebuia să spun totuși mesajul ăsta. La capătul setului de cărți, 7 de cupe, 7 de spade. Mare grijă, este o chemare. Chemarea îngerilor, ascultați chemarea îngerilor la renaștere. Vedeți că nașterea nu înseamnă să nu vă lăsați păcăliți, pentru că apare păcăliciul și 7 de cupe, fantezii, iluzii, să nu vă lăsați păcăliți de sistem. Trebuie să o zic și pe asta. Pentru că sistemul promite o renaștere pe o anumită cale, dar pentru cei care înțeleg, renașterea vine doar pe cale spirituală, da? În fine, alții dintre voi înțelegeți lucrurile, înțelegeți cum ați fost mințiți și cum v-ați făcut singuri iluzii în niște situații, poate relații de lungă durată, poate joburi, da? Da, și totuși apare un as de bâte. Vă regăsiți energia, inspirația. Asul de bâte înseamnă inspirație, este foc, este sclipire, este geniu uneori. Hai să vedem. Zis că... Săgetători, ia uite ce mai iese. 5 de cupe? Da, ați fost supărați. Degeaba a apărut și 5 de monede. Supărați. Sau cineva plânge după voi, săgetătorilor? Posibil și asta. Ați pierdut pe cineva? Iar e posibil. Dar nu uitați că dacă ați pierdut, vă veți întâlni în rai. Da, aveți, da, rai și pământ. Concentrați-vă pe rai, nu pe pământ. Pentru că pământul se schimbă. E într-o fază de declin. Concentrați-vă pe rai și toate vor veni. Abundență, dragoste. Dați în urmă să revedeți. Să revedeți cărțile. Deci, săgetător, decembrie, soarele, nu venu să ascende în nodul nord, săgetător, ce vrea să se mai arate? Ia uite, apare turnul, apare adevărul, nevoia de adevăr. 6 de monede, turnul și asul de spade. Cineva încearcă să vă ofere o susținere financiară. Mare grijă dacă se... cu ce compromisuri? Pentru că 6 înseamnă și în acest context... Cu ce compromisuri vă echilibrați financiar? Dacă trebuie să renunțați la adevăr sau... Vreți să vă păstrați stabilitatea financiară. E o restructurare a idealurilor și a felurilor în care vă vedeți pe voi, credința voastră și multe. Turnul, restructurare, trezire, săgetători. Decembrie 2020. Ia uite, blocaje mentale am văzut și eu. Oh, ce frumos, roata norocului, 4 de cupe și eremitul. Asul de, valetul de spade, 6 de spade, asul. Alt as, ce frumos, ce frumos, ce frumic, frumic. Oh, da, hai să punem și pe ăsta, chiar dacă ține mai de... La capătul setului de cărți, faetonul și regina de cupe. Iar o situație dezechilibrată. Dar e dezechilibrată foarte mult din cauza responsabilităților.
Pentru unii poate să fie o altă relație, 10 debute. Și în acest motiv v-ați dezechilibrat și finanțele și energia. Dar ați vrut să lăsați în urmă aceste responsabilități și să vă concentrați pe latura voastră feminină, unii dintre voi, că tot apare regina de cupe și mama. Alții, aveți un semn de apă la care vă gândiți, de care v-ați tot separat, v-ați apropiat, v-ați separat, alergați între acest semn de apă și responsabilități. Ia să vedem ce ar mai fi. Da. Este un personaj din trecut față de care aveți o atracție, dar care într-un fel sau altul, 6 de monede, nu îl simte echilibrat, îl simte dezechilibrat, vă obosește această relație și tot încercați să fugiți, nu să fugiți, să nu înțelegeți greșit, să vă detașați, 8 de cupe, să vă detașați emoțional de o situație. Probabil că sunt și niște copii cu 6 de cupe la mijloc, mama, copil, probabil că aveți niște obligații unii dintre voi față de copiii voștri, față de mama copiilor, dar ați tot încercat să vă eliberați emoțional de această situație și bine faceți, pentru că dacă vă eliberați, într-un fel sau altul, vă apropiați de un alt personaj sau sunteți decis să mergeți către alt personaj care vă oferă echilibru emoțional. Pentru că în acea poveste din trecut, cu cea cu copiii, cu mama, nu simt foarte mare echilibru. Nu simt. Acum poate să difere. Da. Trecând peste acest mesaj, sunteți deciși să mergeți către stea. Am zis, faetonul merge către stea. Conștientizați că aveți o dragoste adevărată de trăit cu altcineva, nu cu personajul despre care am zis mai devreme sau nu cu personajele care vă obosesc sau vă dezechilibrează. 6 de monede. Poate că vă găsiți un echilibru financiar în preajma unor persoane, poate vă mai tentează alte persoane, dar poate vă mai întâlniți unii dintre voi, zic, poate că așa simt eu nevoia să zic, poate vă mai întâlniți cu personaje din trecut și reactualizați amintiri din viața asta, din alte vieți, dar trebuie să vă detașați, în ultima vreme ați înțeles acest lucru, că trebuie să vă detașați emoțional de aceste tentații, într-un fel sau altul le vă tentații și să vă orientați către energia voastră feminină, divină, sau să mergeți deciși să vă întâlniți steaua, destinul vostru, dragostea, că regina de cupi e un simbol al dragostei feminine, da? Dragostea pe care o căutați, aceea destinată, predestinată, asta pentru că am văzut și steaua mai devreme și faetonul merge către destinul său și îl cunoaște sau măcar vreți să vă înțelegeți destinul. În trecut, ce înseamnă o lună, două, un an, iar poate să varieze. Roata norocului, 4 de cupe și eremitul. În trecut, în ultima vreme, unii dintre voi ați încercat să faceți lumină într-o situație care v-a supărat, 4 de cupe. A fost o situație karmică, cu un semn de apă pentru unii dintre voi, dar care v-a pus într-o situație de triunghi amoros pentru unii sau poate personajul respectiv n-a avut timp pentru voi, a avut mai mult timp de prieteni. Evident că poate să fie și invers. Oricum, unul dintre voi a fost supărat. Eu mi-asum că sunteți voi supărați, ori fi și ei, e posibil să fiți amândoi supărați. Se putea manifesta o dragoste, dar nu s-a manifestat. A apărut tăcerea, însingurarea, înfrigurarea pe care am văzut și mai devreme, 5 de monede. Ceva nu a mers. Ceva nu a mers în această legătură karmică, roata norocului. Și nu că norocul v-a adus acest personaj ca să treceți... Nu, norocul v-a adus suferința. Nu, norocul, sau să zicem mai bine zis karma, v-a adus această situație ca să înțelegeți o lecție spirituală, eremitul. Ca să faceți lumină în niște chestiuni, niște traume emoționale, că e casa a patra, iar 4 și 4, casa a patra, în casa voastră emoțională, trebuia să înțelegeți ceva. Și ați fost, wow, cum simt acum roata norocului, deși nu e invers, dar așa o simt. Pe asta m-am concentrat. V-a sfărâmat pe unii dintre voi acea situație, acea karmă. V-a sfărâmat. Însă, pentru că roata norocului, am primit niște cărți de curând, sper să le folosesc,
zilele astea. Roata norocului, mi-aduce aminte, în ultima vreme mă gândesc când văd roata norocului, de roata aia pe care erau și Horia Clușca și Crișan au fost trecuți prin roată. E o roată karmică. De-aia am zis, nu e chiar ușor cu roata norocului, vă strivește. Dar dacă reușiți să treceți peste această suferință, și cred că reușiți după cum arată cărțile, cred că ați început să vă ridicați, din lecția lui Saturn, am zis o lecție spirituală, reușiți data viitoare să nu mai experimentați aceeași suferință, aceleași lacrimi. În prezent aveți valetul de spade, șase de spade și asul de monede. Asul de monede vine și ca o protecție divină practică. Într-un fel sau altul se va manifesta o protecție divină practică. Pentru că sper că v-ați înțeles lecția. Sper. Și eu tot sper, pentru că văd cărți bune și sper să nu mai repetați greșeala. Asul de spade. În prezent vreți să... vă detașați, interesant. Vreți să vă detașați de acele ape tulburi despre care am vorbit. Foarte posibil pentru unii acest valet de spade să nu vă reprezinte, cineva să vă urmărească. Cineva să vă urmărească. Dar personajul care vă urmărește și vrea să comunice cu voi, să vă întrebe, dar de ce plecați? Dar de ce vrei o nouă relație? Dar de ce vrei acest as de monede? Că poate nu e musa o nouă relație. Vrei, eu știu, ceva nou, ceva stabil. Tot încearcă să vă întrebe, dar nu e cu gândul și cu mintea acolo. Se uită în altă parte. Nu înțelege lecția acest personaj. Nu știu cine o fi, pentru cine o fi acest mesaj, dar o fi clar pentru cineva. Voi lăsați în urmă acest personaj pentru că vorbește, dar nu e atent la ce vorbește. Nu știu, aveți de-a face cu cineva, da? Care nu, efectiv, nu conștientizează ce vorbește. Și atunci voi lăsați acest personaj în urmă și mergeți către asul de monede, către stabilitate, către o protecție practică, că sunt niște vremuri foarte grele, foarte grele. Mergeți către protecție practică, nu musai către bani, poate unii aștepta și un dar de bani, posibil să vină într-un fel sau altul, un cadou. A, da, cadou, că tot e ziua voastră, da, 10 de cupe arată și faptul că vă veți bucura de momente frumoase cu familia, cu prietenii, unii dintre voi. Da, posibil să fie un dar pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Dar cel mai frumos dar este protecția divină care se manifestă într-un mod practic. Practicul ăsta variază de la săgetător la săgetător, de la ce aveți voi acolo, ascendent, lună, soare, ce mai fi, da? Variază. Pentru că acum citim pentru mii de persoane, chiar mii. În viitor apare 7 de bâte, 10 de cupe și 2 de bâte. În sfârșit apare foc și emoții. Am tot văzut că încercați să vă echilibrați femininul și masculinul, latura voastră pasivă și latura activă. Mintea și corpul. Asta pentru că apare eremitul în trecut. V-ați asumat niște lecții și o creștere spirituală. Poate v-ați și izolat unii dintre voi. Unii. Zic poate pentru că e valabil pentru unii. Însă în viitor apare bătăiosul. Bătăiosul. Zic că sunteți voi. Voi hotărâți, pentru că aveți și faetonul aici. Hotărât să mergeți. A, interesant, 7-7, ia uite ce frumos, da? Poate pe 7 decembrie mergeți undeva, vă bucurați, deși e mai spre viitor, vă bucurați de acest moment și începeți să faceți planuri de viitor, să zicem. Dar e 7-7. Ce-o fi cu 7 ăsta? 7-7. Și am văzut și 4 de mai multe ori. Și 9, iar de foarte multe ori 9 am văzut. Hotărâți să luptați pentru fericirea voastră, chiar dacă e un ideal. Pentru mine 10 de cupe înseamnă e un ideal cam greu de atins. Uneori și iluzie. Faceți diferența, mai ales dacă aveți Neptun în săgetător, diferența între iluzii și fericire. Sau dacă aveți Neptun într-o casă care ține de afectivitate, de relații, iar mare grijă. Așa, dar luptați pentru fericirea voastră și fericirea voastră, cum am vorbit mai devreme, se manifestă în momentul în care manifestați practic o schimbare de energie.
Și ce vreau să zic, schimbare practică, pentru că energia se schimbă mai întâi în alte dimensiuni și apoi, în momentul în care ați conștientizat lecția și ați făcut lecțiile respective, vi le-ați făcut temele, vreau să zic, începe să se manifeste această protecție și fericire pentru că ați schimbat energiile la un moment dat, în trecut, asumându-vă lecția. Oare sunt clară? Sper că sunt clară. Deci, în viitor, luptați pentru fericirea voastră, pentru o familie fericită. Dacă n-ați avut o relație ok, luptați pentru o viitoare relație, da? Frumoasă. Vă faceți planuri, doi de bâte. Lăsați în urmă bâtele care vă țin pe loc, pasiunile, tentațiile, relațiile, oamenii și încercați să anticipați viitorul, chiar dacă este greu să-l anticipezi în aceste momente atât de intense pe care le trăiește întreaga planetă, de restricții maxime și din ce în ce mai multe. Nu uitați, pentru că aveți aceste calități speciale, săgetătorii, orice planetă ați avea acolo, nu uitați că aveți chemare către spiritualitate și ce înseamnă asta? Aveți posibilitatea să vedeți în viitor. Să anticipați cum se poate lupta, manifesta cu asul de monede fericirea la un moment dat, cândva. Pentru că ceea ce facem acum se manifestă într-un viitor și asta ați înțeles-o. Este o lecție karmică pe care voi ați înțeles-o în trecut, da? Roata, karma, niște întâlniri karmice v-au strivit, v-au adus la depresii, la disperare, la lacrimi. Dar asta a fost o lecție ca să înțelegeți, să găsiți lumina în voi, în lecțiile respective. Și acum, pentru că ați învățat lecția, sunteți apți să faceți planuri de viitor, chiar dacă prezentul știți că este greu. În continuare, în trecut, roata norocului, valetul de spade, 7 de bâte. Ați încercat în trecut să comunicați cu cineva pe care ați considerat o legătură karmică. I-ați considerat că v-a adus Dumnezeu în cale. Destinul v-a fost norocul vostru. Așa ați considerat la un moment dat. Pentru că roata norocului este și Jupiter, Jupiter care vă reprezintă, cred că ați fost prea optimiști într-o relație cu cineva cu care ați comunicat, îmi pare rău să vă zic, dar destul de ușurel, destul de simpluț. V-am zis, personajul acesta nu era concentrat pe manifestarea cuvintelor. Spunea una și se uita în altă parte. Așa arată și cartea, da? Poate, a, interesant, poate avea și niște secrete. Că știți, în momentul în care discuți cu cineva și personajul nu se uită la voi, e clar că personajul ascunde ceva. V-ați dat seama că ceva este ascuns în acea relație. În acea comunicare, că poate nici n-a fost relație pentru unii, a fost ceva, o situație. Ați comunicat, poate chiar pe internet și ceva n-a mers. Șapte de monede este și energie defensivă. Foarte posibil pentru unii dintre voi, vă rog frumos să-mi confirmați. Unul dintre voi s-a luptat pentru o relație, celălalt a fost prea defensiv. N-a vrut să primească cu brațele deschise. Aș putea să spun chiar că același personaj a fost, da, care vorbea una cu voi și se gândea în altă parte. Avea, ia uite, păsărele în cap, scuzați-mi expresia, dar așa simt această carte. Uitați-vă cu ochii voștri. Spune una, sabia într-o direcție, se uită în altă parte. Păsărele în cap, scuzați-mi, da? Și din cauza asta, nici ei nu au fost foarte deschiși, da? Nu au fost. Au fost destul de, în anumite momente, cred că au fost și oarecum agresivi cu voi. Acest personaj din trecut. În prezent, 4 de cupe, 6 de spade și 10 de cupe. Dacă ați fost supărați pe acest trecut, vreți să lăsați supărarea, ce frumos, vreți în prezent să lăsați supărarea în urmă și să mergeți către fericire și e absolut normal și vă felicit și vă urez succes în această călătorie. Vreți să mergeți către să manifestați. Pentru că apare și asul de monede. Să manifestați o relație fericită, stabilă, de lungă durată, da?
Vă gândiți la o călătorie către acest personaj, dacă îl cunoașteți, sau, repet, detașare, vă detașați mental, vă scoateți gândurile, în ce să le scoateți, dacă puteți, cu patentul, din mintea voastră, care a fost foarte preocupată de această situație pe care am descris-o. V-a adus multă supărare. Voi ați vrut să manifestați astfel de cupe și s-a manifestat altceva. Sau ei, evident că poate să fie și invers, dar eu vorbesc cu voi totuși. Deci în prezent vă doriți 10 de cupe. Și în prezent și în viitor. Și veți manifesta. În viitor apare eremitul. Citesc acum pe vertical. Asul de monede și doi de băte. În viitor, învățați că eremitul învață. În viitor s-ar putea să vă înscriți. Ah, interesant. S-ar putea să unii dintre voi să vă înscriți la niște cursuri care vă ajută să vă manageriați resursele. Nu musai bani, resursele. Cursuri de management pentru unii, da? Vă faceți planuri. Ah, da, interesant. De contabilitate. Management înseamnă plănuire, da? Faceți planuri, da. Cum să creați o nouă lume, un nou proiect. Eu cred că unii dintre voi vă înscrieți la niște cursuri. Apoi, pentru alții. Pentru alții, nu știu pentru cine simt acum. Vor fi vreo 9 săptămâni. Poate chiar 9 luni, în care investigați profund niște chestiuni care țin de lumina voastră personală, individuală. Pentru că înțelegeți că vreți să manifestați, repet, sub diferite forme, o nouă viață. Intrăm într-o nouă eră, da? Și vreți să intrați învățați. Chiar dacă acum mergeți către fericire cu pași mici sau mai repezi, variază de la săgetător la săgetător, în viitor sunteți conștienți că această fericire nu poate să fie stabilă dacă voi n-ați învățat niște lucruri care țin de manifestare, de spiritualitate. Și ca să înțelegeți acest lucru, vă puneți pe învățat. Vă puneți pe învățat. Eremitul înseamnă un om care învață. Dacă ați făcut aceste cursuri, puteți să arătați altora lumina, calea, cum să vadă în viitor. Dacă sunteți mai experimentați, să zicem, aveți o vârstă, ați trecut prin multe, și nu contează vârsta. Nu contează. Când e vorba de cunoaștere interioară, nu contează vârsta. Dar să zicem. Și e fain că după doi de băte apare 9 de cupe. Vă dați seama și veți atinge această fericire în voi, că tot am arătat cărțile acelea, echilibru masculin-feminin, minte și corp, pământ și rai, da? Vă găsiți, ia uite, 9 și 9 am zis, după vreo 9 săptămâni, poate chiar 9 luni, vă veți găsi această fericire în voi și atunci veți ști că puteți să începeți să manifestați o nouă lume cu un nou partener, cu prieteni, fericirea asta pe care toți încercați să o manifestați acum. Măi, sper că se înțelege mesajul. Haideți să vedem din punct de vedere emoțional, sexual. 5 de monede, iar eu, ia uite, roata norocului. 3 de cupe, judecata. La un moment dat în trecut, această roată norocului, ați sperat, ați crezut, ați sperat, ați sperat. A fost un 3 de cupe. Bine, v-ați simțit bine cu cineva, dar ați sperat că o să fie mai mult decât niște momente pasionale. Și totuși, în loc să experimentați acele momente pasionale mai des, ați experimentat distanță. Distanță. Doar niște întâlniri și atât. Nu s-a manifestat relația de lungă durată. Din câteva întâlniri nu faci o relație, da? Deși ați sperat roata norocului. Pentru unii ați fost și într-un triunghi. Pentru unii, dar nu pentru toată lumea.
Ia uite, interesant. Cărțile astea sunt invers. 4 de monede. N-ați avut stabilitate cu acest personaj. N-ați avut clar stabilitate cu acest personaj. Ia uite. Ce interesant că au venit cărțile invers. N-ați avut. Ce să mai... Ok, hai să le amestecăm cărțile. Cum s-au întors la voi cărțile? Interesant. Și știți că nimic nu e întâmplător. Ok, să le mai amestec, că știți că le amestec. Le împrăștiu pe aici, ca să nu ies în același format. Ok. Săgetător. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul în ordine săgetător, energia intimă dintre voi și cineva. Probabil că personajul la care vă gândiți, evident, ar trebui. Turnul am văzut și mai devreme. Împărăteasa, fantastic, ce frumos! Mergeți către energia feminină divină. Puff. 10 de cupe, super fain! Ia uite, iar a venit invers. 4 de monede. Regina de monede la capătul setului de cărți. Regina de monede este o persoană, ia uite și 6 de monede. E o persoană stabilă, dar care este un personaj în viața voastră, repet, care v-a strivit. Pentru unii, nu știu pentru cine vorbesc, cineva care v-a strivit, v-a pus la picior sau v-a pus piciorul în cap sau papucul, cum v-a călcat în picioare într-un fel sau altul, așa simplu. Un personaj. Nu zic că are vreun semn, da? Ei, acest după ce ați experimentat această situație, unii dintre voi ieșiți din tipare și asta pentru că 4 de monede înseamnă tipare, înseamnă și o plictiseală, nu mai vreți să aveți de-a face cu acest personaj care a încercat să vă domine și care v-a adus într-o stare de... N-ați putut colabora cu ei. Da. Acum, în prezent, aveți un turn. Turnul înseamnă o energie neașteptată, ceva brusc, un eveniment brusc, o separare și se pare că după această separare apare abundența și fericirea. Da? Cu împărăteasa și 10 de cupe apare fericirea. Posibil, dacă voi v-ați găsit acest personaj sau mergeți cu o hotărâre, va urma să-l găsiți. Va fi cineva în viața voastră, v-am zis, cineva vă urmărește, cineva gelos. Însă turnul este un eveniment neașteptat. Ce se dărâmă acum, se reconstruiește sub o altă formă. Dacă lăsați personajul care v-a supărat în urmă, aveți parte de a, sau aveți șansa să vă întâlniți cu acest personaj care vă aduce fericire. Împărăteasa. Împărăteasa este cea mai înaltă energie feminină, da? Jumătatea voastră, într-un fel sau altul. Personajul de destin că a venit steaua. Personajul predestinat. Cu care puteți avea o relație de încredere. Dacă pleacă unul dintre voi, nu este gelos, nu este disperat, nu încearcă să-l oprească cu diferite tactici, da? Aveți încredere. Pentru că știți că împreună sunteți fericiți, împreună puteți crește. Pentru că tot am vorbit despre spiritualitate, nu puteam să ratez ocazia. Unii dintre voi s-ar putea să aveți o trezire spirituală și într-un moment intim cu anumit personaj în viața voastră. Și atunci faceți diferența între personajele pe care le-ați mai experimentat de-a lungul timpului și acest personaj. Urmează, eventual. Dacă nu în această perioadă, în perioada următoare. Da, foarte intensă energia. Împărăteasa. Dacă sunteți femei, rămâneți în pe tronul vostru și nu vă lăsați afectați sau afectate de situații neașteptate. Unde vreau să ajung? Păstrați-vă autonomia, pentru că turnul înseamnă
distrugere. Ceva se distruge într-o relație, păstrați-vă autonomia, echilibru și conștiința, încrederea, speranța, tot ce vreți voi, că veți fi fericiți și veți fi fericiți. Eventual pentru unii, dacă am spus-o, probabil că mă repet, dacă n-am spus-o, o spun acum. Vine fericirea într-un mod neașteptat, turne ceva trăsnet, într-un mod trăsnet. Vine această fericire. Bărbatul sau femeia care vă este predestinată, dar împărăteasa și 10 de cupe. Și a doua oară când apare și împărăteasa, a doua oară când apare și 10 de cupe. Într-un mod neașteptat și turnul a fost mai devreme. Asta pentru că ați stat, unii dintre voi v-ați izolat, unii dintre voi ați încercat să înțelegeți de ce ați suferit în relațiile karmice și e minunat. Cam atât. Vă pup. La mulți ani. Numai bine. Ciao, ciao.